Bun găsit, tovară și prieteni! A 101-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din octombrie se apropie. De fapt, încă putem spune că încă de ieri, dacă s-o cotim pe stil vechi, atunci cea de-a 101-a aniversare a fost ieri. Ieri 26, astăzi în 27 octombrie. Dar dacă considerăm pe stil nou, atunci pe 7 noiembrie, cum s-a serbat de altfel întotdeauna, vom serba Marea Revoluție Socialistă. A fost prima Mare Revoluție Socialistă victorioasă și Comuna din Paris în 1871. Clasa muncitoare franceză reușise să ia puterea pe 3 luni, dar în Rusia au luat puterea pentru mai multe decenii, deci a fost cu adevărat o revoluție victorioasă, chiar dacă în cele din urmă, după decenii, a fost înfrântă. Da, a fost o revoluție extraordinară, a fost un moment extraordinar în istoria lumii. Un popor de peste 150 de milioane de oameni a devenit în sfârșit stăpân pe destinele său, pe destinele sale și stăpân pe munca sa. Fiindcă nu poți să fii stăpân pe destinele tale dacă nu ești stăpân pe munca ta. Trebuie întâi și întâi să fii stăpân pe munca ta. Și asta se poate realiza numai răsturnând pe exploatatori. Această revoluție a fost organizată și condusă de Partidul Bolșevic, care la rândul său era condus de un gigant între giganți, Marele Lenin. Eu pe Marele Lenin îl consider un colos atât de mare că nici nu pot să-l descriu în cuvinte. Lenin a fost cel care a luptat pentru revoluție fără să precupețească niciun efort încă de la începutul primului război mondial. Și de ce este cu atât mai important efortul său cu cât el a fost în mișcarea muncitorească internațională aproape singur? De ce spun asta? Fiindcă în 1914, când a început războiul, majoritatea partidelor socialiste din internațională a doua au trădat clasa muncitoare. Însuși cel mai respectat lider marxist, Karl Kautsky, a trădat clasa muncitoare. Cum a trădat-o? Acceptând susținerea efortului de război al propriei burghezii imperialiste, acceptând pacea cu imperialismul propriu și călcându-și în felul ăsta propriile promisiuni, fiindcă a existat o rezoluție a internaționale a doua adoptată la Basel în 1912, care spunea că atunci când războiul imperialist, care se cocea de foarte multă vreme, va izbucni, atunci partidele semnatare se vor opune războiului și vor lupta împotriva războiului. Ei, n-au făcut așa, a trădat Kautsky în Germania, în Rusia a trădat însuși Plehanov, patriarhul marxismului rus Plehanov, cel care a fost părintele marxismului rus încă din anii 1880, a trădat clasa muncitoare, în Franța a trădat Ghezde, în Belgia a trădat Van der Velde, în Anglia au trădat de asemenea. În America vor trăda toți în afară de Debs, Eugene Debs. America, se știe, va intra în război în 1917. Lenin și Partidul Bolșevic, aproape de unul singur, aproape singuri, au luptat împotriva războiului. Și prin asta s-au pus împotriva întregului curent al mișcării muncitorești socialiste de atunci. Da, partidele marxiste își spuneau socialiste pe atunci. Și practic în momentul în care au acceptat să susțină războiul, au abdicat total de la socialism. Și de atunci datează distincția între socialiști, adică social trădători, și comuniști, adică socialiști autentici. Mă rog, astea sunt
niște chestiuni legate de denumire care pe vremea aceea n-aveau mare importanță, dar marea importanță aveau însă pozițiile politice adoptate de fiecare partid atunci. Aproape de spuneam că aproape numai Lenin a luptat împotriva războiului imperialist, dar și Trotski, care pe vremea aceea nu era nici la bolșevici, nici la menșevici, încerca să facă un joc propriu. Da, pot spune că și Trotski a fost împotriva războiului, dar Trotski nu a mers niciun moment atât de departe ca Lenin, care spunea deschis transformarea războiului imperialist în război civil. Asta a fost linia cu care Lenin a cucerit masele. A spus, vom da poporului pâine, pământ și pace. Această similitudine oarecum a pozițiilor lor i-a apropiat pe Trotski și Lenin. Și trebuie să spun că Trotski, deși mai târziu știm ce evoluție, ce traseu a avut, Trotski în perioada 1914-1917 a fost destul de apropiat de noi, de bolșevici. De asemenea, în Germania, un grup mic, minuscul, condus de Rosa Luxemburg și Karl Liebknecht, așa numitul grup Spartacus, a aderat cu mici rezerve la poziția lui Lenin de transformarea războiului imperialist în război civil. Însă nici Rosa Luxemburg, nici Liebknecht, nici Trotski nu au dus propaganda împotriva războiului așa cum a dus-o Lenin. Ziarele bolșevice se vindeau ca pâinea caldă în tranșeele Rusiei. Soldații ruși le devorau pur și simplu. Rusia a avut în acel război pierderi uriașe. Era vorba de o armată foarte numeroasă, cea mai numeroasă dintre armatele Antantei, dar înzestrată în cea mai mare parte cu un armament depășit. Rusia în primul război mondial a avut și armament de înaltă clasă. De exemplu, primul bombardier greu din lume, Ilia Muromets, Sikorsky Ilia Muromets. Dar acestea au fost cazuri izolate. În general, armata rusă în primul război mondial a fost prost echipată, prost înarmată și era condusă spre focul, spre ucigătorul foc inamic, de promisiuni care îți atâți așa orgoliu național, dar care sunt false, sunt promisiuni false. Sunt ca niște nestemate false. Promisiunile de glorie imperială. Întotdeauna promisiunile de glorie imperială, fie că au fost sub țar, fie că au fost sub Hitler, sau acum sub Trump și Putin, au fost niște nestemate false, care foarte mult rău fac. Ce urmărea țarul și burghezia rusă și moșierimea rusă? Țarul și burghezia și moșierimea rusă erau în alianță cu Anglia și Franța și aveau promise de la Anglia și Franța, Constantinopolul, Galiția, stăpânită de Austro-Ungaria, Constantinopolul stăpânit de Imperiul Otoman, unde țarul vrea să se încoroneze ca urmaș al împăraților bizantini, de asemenea Armenia turcă, linii mari Kurdistanul de azi și probabil, foarte probabil ar fi anexat și Persia de Nord și Mongolia, așa cum am arătat într-un video anterior. Foarte probabil dacă Rusia rămânea în război până la sfârșit și stătea la masa învingătorilor la Versailles, ar fi ocupat și Persia de Nord și Mongolia chiar. Și Mongolia chiar. Deci, pentru aceste vise de mărire ale unui parazit nenorocit care stătea într-un palat cu 1.000 de camere și avea cele mai scumpe diamante din lume, pentru acest îmbuibat, pentru acest nemernic, pentru acest oligofren cu minte întârziată,
de Nicolae al II-lea, milioane de soldați ruși au fost trimiși să moară în tranșee, de focul inamic, de foame, de tifos. Numărul morților, dar și a răniților și mutilaților era foarte mare. Și astfel ideile sănătoase, ideile adânc sănătoase a lui Lenin au găsit un mare ecou în rândul soldaților ruși. În februarie 1917 poporul a ieșit în stradă, n-a mai ținut cont nici de săbiile cazacilor, nici de mitralierele soldaților. A ieșit în stradă și l-a dărâmat pe țar. A luat naștere guvernul provizoriu, alături de care existau sovietele, sovietele de deputați ai muncitorilor, țăranilor și soldaților. Sovietele apăruseră pentru prima oară în 1905, în timpul primei revoluții ruse din 1905. Atunci au apărut pentru prima oară sovietele. Și a apărut astfel o situație ciudată, în care puterea era împărțită pe de-o parte de guvernul provizoriu, întâi condus de prințul Iov și apoi de Kerensky, și apoi și pe de altă parte niște soviete ale oamenilor muncii. Partidul bolșevic a ieșit din ilegalitate, principalii lideri bolșevici s-au întors la Petrograd, unii din ei din exilul siberian, cum era Stalin, care a fost... care tocmai la pe cercul polar fusese închis, Lenin s-a întors în Rusia într-un tren plin cu soldați. Au circulat foarte multe povești legate de acest tren. Lenin a fost finanțat de imperialismul german. Vai, ce oroare! Adică tocmai dușmanii cei mai mari ai Rusiei au finanțat o revoluție în Rusia. Cine gândește așa intră în logica de rahat a lui Alex Mihai Stoenescu, care spune că Austro-Ungaria și Rusia, dușmanii României în 1907, au finanțat răscoala din 1907 ca să destabilizeze România. Este o logică atât de răhățească că nici măcar nu are rost să o combat. Cumva, Kaiserul, aprinzând un foc mare în Rusia, era convins că focul nu se va extinde și la el, nu? Când soldații și muncitorii germani în tranșee și în fabrici se confruntau cu aceleași lipsuri ca și soldații și muncitorii ruși. Foarte ciudată această concepție și nu pot fi cu niciun chip de acord cu ea. Cine cunoaște cu adevărat starea Rusiei de atunci... își dă seama că Revoluția Rusă, oricare ar fi fost intențiile pe termen scurt ale Kaiserului și ale burgheziei germane față de Lenin, Revoluția Rusă nu putea în niciun caz să fie o lucrătură a nemților. Că Revoluția Rusă și avea rădăcinile adânci în nemulțumirea care exista în Rusia. Fără această nemulțumire din Rusia, nici de un miliard de ori mai mult decât se presupune că au dat nemții, nu ar fi putut să clintească tronul țarului. Pe de altă parte, să nu ne închipuim că n-ar fi reușit să clintească tronul burgheziei ruse, că țarul căzuse, era deja regimul lui Kerensky. Acum să nu ne închipuim noi că regimul Kerensky n-a primit și el ajutor din afară. Să nu fim atât de naivi să credem că regimul Kerensky n-a fost sprijinit și el masiv de imperialiștii aliați Rusiei, de Anglia, Franța și de Statele Unite. Să nu credem că imperialiștii aliați lui Kerensky n-au investit și ei bani în menținerea Rusiei în război, că era în interesul lor ca Rusia să fie menținută în război. Esențialul este deci că
poporul rus a făcut revoluția. Nimeni nu a făcut revoluția decât poporul rus. Numai poporul rus a făcut revoluția. Lenin este întâmpinat cu entuziasm. Este purtat pe brațe de la gară de soldați și de muncitori. Și începe, întorcându-se acasă, începe munca de pregătire a revoluției. Despre acestea în partea a doua a filmulețului.